ce privește avocatul poporului, într-adevăr. Ce inițiative scrise aveți în acest moment? Păi, pentru ora 14 am convocat o sesiune extraordinară pentru înlocuirea avocatului poporului, domnul Iancu. Acum, cred că din nefericire, domnul paleolog, spuneți ce a făcut. Dacă mă lăsați să văd, dacă interveniți peste mine... Dar ce a făcut? Vă întreb. Dar, și eu vă întreb, ați citit expunerea și motivația noastră, care este un document scris și de depus la birourile permanente, sau veniți... Pentru că am drăznit, stați puțin, mi-ați adresat o întrebare, pentru că trebuie lumea să știe, pentru că am drăznit să facă apel la Curtea Constituțională în cazul care nu intervine peste Institutului Cultural Român. Eu pot să vorbesc peste dumneavoastră și cred că am o voce mai puternică. Dacă doriți așa, sunteți mai puternic, poate cu mușchi, nu știu, să vedem ce asta. Dar de ce? Pentru că a apărat Institutul Cultural Român, că a făcut apel la Curtea Constituțională. Asta e vina lui. Asta e vina lui. Sau pur și simplu veniți la... Nu asta e vina lui? Răspundeți-mi la întrebare. Ați citit? Mă uit în ochii dumneavoastră. Asta e vina lui? Ați citit? Da, am citit. Asta e vina lui? Nu ați citit. Asta e vina lui? Cred că ați venit la televizor și repetați că o placă stricată că asta e vina lui. Vă întreb. Nu evitați întrebarea. Am înțeles. Aveți un conflict. Haideți să-l lămurim. Taxa Claubeck și-a depășit atribuțiile și a făcut un rău poporului pe care ar trebui să-l reprezinte. Asta a făcut domnul Iancu, nu s-a comportat ca un avocat al poporului, s-a comportat ca un avocat al PDL-ului. Și doi, haideți să vedem și cu Institutul Cultural Român. Până la urmă, ce este rău dacă ei, o instituție de cultură, cum este Institutul, din subordinea unui singur om care e președintele României și îl pui la o instituție unde conducere colectivă, unde și dumneavoastră ca partid aveți reprezentare. Ce e? Asta e o argumentare foarte simplistă, nu? Da. Pentru că vedeți, dacă, scuze și închei. Vedeți, da, uitați-vă la a citit ordonanța de urgență, domnule, care trece. Acum lăsați-mă să vorbesc. A citit ordonanța de urgență al guvernului privind Institutul Cultural Român. Este un monument de imbecilitate și măsori cuvintele. Știu ce este cultură, știu ce este diplomație culturală, dar acea ordonanță de urgență a guvernului pentru trecerea Institutului Cultural Român în subordinea Senatului este redactată în modul într-un mod imbecil, monstruos și sfidător la adresa oamenilor de cultură. Și la cuvintele pe care le folosiți.